Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai presiei, Curtea a verificat astăzi constituționalitatea unor prevederi din articolul 287, aliniat 1 din Codul Penal, care reglementează infracțiunea de huliganism. Ea a reținut pentru analiza sa următoarele texte contestate. Acțiunile intenționate care încalcă grosolan ordinea publică și precum și acțiunile care prin conținutul lor se deosebesc printr-un cinism sau o brăznicie deosebită. Curtea și-a efectuat analiza prin prisma dispozițiilor articolelor 1, aliniat 3 și 22, care garantează principiul legalității incriminării și a pedepsei penale, în colaborare cu articolul 23 din Constituție, care instituie standardul calității legii. Cu privire la textul, acțiunile intenționate care încalcă grosolan ordinea publică, Curtea a observat că semnificația atribuită acestui concept de Curtea Supremă de Justiție prin hotărârea explicativă numărul 4 din 19 iunie 2006 este de fapt similară cu dispoziția articolului 354 din Codul Contravențional referitor la huliganismul nu prea grav. Huliganismul nu prea grav constă în acostarea jignitoare în locuri publice a persoanei fizice și în alte acțiuni similare care tulbură ordinea publică și liniștea persoanei fizice. Curtea a reținut că diferența dintre infracțiunea și contravenția de huliganism constă în prezența sau în lipsa acțiunilor adiacente. Acțiunile adiacente sunt aplicarea violenței asupra persoanelor, amenințarea cu aplicarea violenței asupra persoanelor și opunerea de rezistență violentă în fața reprezentanților autorităților sau altor persoane care combat actele huliganice. Astfel, Curtea a constatat că în textul acțiunile intenționate care încalcă grosolan ordinea publică prezintă probleme doar termenul grosolan. Reglementând acest termen, legislatorul s-a referit la intensitatea încălcării ordinii publice. Totuși, nu sunt clare modul și criteriile de evaluare a acestei intensități, pentru că prezența vreuneia dintre acțiunile adiacente care implică aplicarea violenței sau amenințarea cu violență exclude aplicabilitatea articolului 354 din Codul Contravențional, fapta constituind infracțiunea de huliganism. Așadar, Curtea a conchis că din rațiunile clarității și previzibilității legii penale, termenul grosolan din articolul 287, aliniat 1 din Codul Penal, complică în mod inutil formularea legii. Aceasta generează o stare de incertitudine juridică și creează impedimente la interpretarea articolului de către instanțele judecătorești. Referitor la textul, precum și acțiunile care, prin conținutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau o brăznicie deosebită, Curtea a analizat interpretarea oferită de Curtea Supremă de Justiție. Ea a constatat că noțiunea generală de cinism deosebit a fost explicată cu utilizarea altor expresii echivoce, cum ar fi încălcare insistentă și demonstrativă a regulilor morale și purtare nerușinată în prezența altor persoane. Totuși, explicațiile oferite de Curtea Supremă de Justiție nu au clarificat norma în discuție și nu au instituit vreun reper obiectiv care să asigure previzibilitatea aplicării acestei norme de către organele de urmărire penală și instanțele de judecată. În practică, stabilirea conținutului noțiunii de cinism
este efectuat într-o măsură determinantă, pe baza convingerilor personale sau a percepțiilor subiective ale persoanelor care aplică legea penală. Chiar dacă se face apel la consultanța de specialitate, destinatarul normei ar putea fi privat de posibilitatea conformării cu prevederile legale. El se află într-o stare de insecuritate juridică. Prin urmare, Curtea a conchis că prevederea legală nu îndeplinește standardul calității legii penale. În comparație cu acțiunile care se deosebesc prin cinism, potrivit explicației oferite de către Curtea Supremă de Justiție, acțiunile manifestate prin obrăznicie deosebită atentează la obiecte materializate. Curtea a admis că, deși există alte norme penale sau contravenționale care asigură protecția unor valori similare, ține de competența persoanelor care aplică legea penală să delimiteze huliganismul de alte fapte, în funcție de obiectul și de urmările infracțiunii sau ale contravenției, de intenția făptuitorului, de motivele, scopurile și circumstanțele comiterei faptei. Aspectele îndoielnice ale fiecărui caz particular cu privire la aplicarea noțiunii de obrăznicie deosebită trebuie clarificate ținând cont de regulile de aplicare a legii penale, în special cele cu privire la încadrarea juridică a faptelor. Apelând la consultanța de specialitate, o persoană ar putea afla care acțiuni pot fi catalogate ca acțiuni care se deosebesc prin obrăznicie deosebită. Prin urmare, Curtea a reținut că acest capăt al sesizării nu prezintă probleme din perspectiva standardului calității legii penale. Așadar, Curtea a declarat neconstituționale cuvântul grosolan și textul cinism sau din articolul 287 aliniat 1 din Codul Penal al Republicii Moldova. Vă mulțumesc!